Let us just quickly pray. Haideți să ne rugăm rapid. We need you with us now, O Lord. Avem nevoie de tine acum, Doamne. Guide every word that is spoken. Ghidează fiecare cuvânt care va fi rostit. Soften our hearts. Înmoaie-ne inima. Open our minds. Deschide-ne mintea. To your Holy Spirit. Duhului tău cel sfânt. We pray for Jesus' sake. Ne-am rugat în numele lui Isus. Amen. Amen. Time management. Managementul timpului. In dealing with delay. În ceea ce avem de a face cu întârzierea. Time is a prized commodity. Timpul este o comoditate de preț. So much so. Atât de mult. That it said time is money. Încât se spune că timpul este bani. And there's never enough time. Și niciodată nu avem destul timp. Especially this morning. Special în dimineața aceasta. So time needs to be managed. Așadar, timpul trebuie manageriat. In the workplace, it's very important. La lucru este foarte important. And many courses are now offered. Și multe cursuri sunt oferite în zilele de azi. To help staff manage their time at work. Să ajute oamenii să-și manageze timpul la lucru. Efficiently. Să fie eficienți. And effectively. Și efectivi. Proper timekeeping. Ținutul timpului. Means being on time. Înseamnă să fii la timp. And operating efficiently. Să te prezinți la timp și să operezi eficient. How do you score? Ce scor ai tu? How do I score? Ce scor am eu? Today I want us to look at it as it relates to the second advent. Astăzi am dorit să ne uităm la acest lucru din prisma a doua venire. It was in the 1840s. A fost în anii 1840. That the Millerite movement. Că mișcarea milerită. Started preaching the second coming of Jesus. A început să predice a doua venire a lui Isus. That's about 180 years. Asta este acum în jur de 180 de ani. Acum 180 de ani. So does that mean there's a delay? Asta înseamnă că este o întârziere? And if so, și dacă este, how are we dealing with it? Cum vom face noi față la ea? How are we using this time? Cum folosim noi timpul de acum? That God is allowing us to prepare for His soon coming. În care Dumnezeu ne dă ocazia să pregătim pentru a doua sa venire, să ne pregătim. So I want us to look at a few illustrations. Așadar, aș dori să mă uit la câteva ilustrații. During World War II, în timpul celui de-al doilea război mondial, the resistance fighters in France, echipa de rezistență a Franței sau armata rezistenței Franței, believed that the Nazi occupation was temporary. Credeau că ocupația naziștilor este temporară. And they fought long and hard. Și s-au luptat mult și greu. And they suffered much. Și au suferit mult. When they were captured. Când au fost capturați. But they continued their resistance against deplorable odds. Dar și-au continuat lupta lor de rezistență împotriva lucrurilor, împotriva tuturor șanselor care le aveau. They were inspired by the hope. Ei au fost inspirați de speranță. That the Allied forces would soon deliver them. Că forțele aliate vor veni în curând și vor scăpa. But days turned into weeks. Dar zile s-au trecut în săptămâni. Then months and years. Apoi luni și ani. Some of the freedom fighters grew weary. Unii dintre acești luptători ai libertății au obosit. Of a life of constant resistance. De o viață de rezistență constantă. Hardship and want. Greutăți și necazuri. It seemed to some their hope of deliverance was futile. Ei credeau că scăparea lor și speranța de scăpare este în zadar. So some began to cooperate with the Nazis. Așadar, unii dintre ei au început să coopereze cu naziștii. They betrayed their comrades. Și-au trădat comrazii. In exchange for an easier life.
în schimbul unei vieți mai ușoare. The collaborators, acești colaboratori, shifted their loyalties. Și-au schimbat loialitatea care o aveau. And all of a sudden, apoi dintr-o dată, D-Day came. A venit ziua D-Day în care au aterizat pe Mlal. The 6th of June. 6 iunie. My granddaughter's birthday. Ziua de naștere a nepoții mele, nepoatei mele. But she was only born 26 years ago. Dar a fost născută numai acum 26 de ani. So France was liberated. Așadar Franța a fost eliberată. From the Nazi grasp. De iara nazistă. Those of the resistance. Cei din această rezistență. Who had endured to the end. Care au rămas până la sfârșit. Were hailed as heroes. Au fost numiți eroi. Whilst those who had capitulated. În schimb, cei care au trădat sau s-au predat. And transferred their allegiance. Care și-au transferat loialitatea. Were publicly humiliated and finally killed. Au fost umiliți în public și apoi omorâți. The enemy was powerless to help them then. Dușmanul nu putea să-i ajute atunci, nu avea putere. And so it occurred to me. Dar acest lucru mi s-a întâmplat și mie. Could it be possible? Este posibil? That final events in the church. Ca evenimentele finale din biserică. Might closely resemble those in France at the end of the war. Să fie similare cu cele din Franța la sfârșitul războiului. One of the greatest dangers that faces God's people in the last days. Unul dintre cele mai mari pericole care îi păzește pe oamenii, pe copiii Domnului în zilele din urmă. It seems to me is not the time of trouble. Nu este timpul de încercare. But rather the paralyzing apathy amongst the believers. Ci apatia între cei credincioși, între cei care cred. In the scripture reading, în citirea din scriptură, you will notice that it is the evil servant. Vedeți că este vorba despre servitorul rău. Who says my lord delayeth his coming? Care spune că Domnul meu întârzie venirea sa. And it may well be that this servant makes no pronouncement. Și se poate sau ar fi posibil ca el să nu facă nicio prezență de nume. Of his attitude. De atitudinea sa. But there is a definite inner erosion of his faith. Dar este clar că credința lui se diminuase. Eventually it becomes evident in their lives. Și depine și evident în viața sa prin acțiunile sale. It may be a very slow and gradual decline. Poate să fie o scădere graduală și înceată. Starting perhaps with lax attendance at church. Începând poate cu lipsa venirii la biserică. Missing prayer meetings. Nu venind, neprezentându-ne la orele de rugăciune. And missing communion services. Și nevenind la cina Domnului. Or something as private and personal. Sau ceva mai privat și personal. As being haphazard with our daily devotions. Sau să, ceea ce ar fi să nu fim atenți la devoționalele noastre zilnice. Or family worship. Sau închinarea de familie. The evil servant begins to beat up his fellow servants. Acest servant rău, acest rob rău, începe să-i bată pe ceilalți slujitori. Perhaps only verbally or emotionally. Poate numai verbal sau emoțional. It says he goes on to eat and drink with the drunkards. Spune continuă că merge să bea și să mănânce cu bețivii. And that is finding friendships and amusements in the world. Și asta înseamnă să găsim prietenii și distracții în lumea noastră. What is more? Mai mult. He's secretly hoping. În secret speră that his master doesn't come just yet. Că stăpânul său nu va veni prea curând. Because he knows he's not ready. Pentru că știe că nu e pregătit. But he also finds pleasures. Dar de asemenea găsește plăceri in the world. În lume. All absorbing.
day of Christ's return has not come as soon as some had expected. Ziua revenirii Domnului Isus nu a venit așa de repede cât au așteptat, cât au crezut unii că va veni. But this shouldn't surprise us. Dar n-ar trebui să ne surprindă. The Bible foretold. Biblia spune, ne previne de fapt. Not only that this would be the case. Nu numai că aceasta este cazul, că aceasta se va întâmpla. It also tells us what the reaction will be. Va spune și ce ar fi reacția. 2 Peter 3. 2 Petru 3. 3 and 4. 3 cu 4. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au domnit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. I want you please to notice the connection between doubting his coming and walking after our own lusts. Vreau să vedeți diferența între îndoiala venirii lui și umblând după păcatul nostru. As soon as we start to question our Lord and his promises. În momentul în care ne punem la îndoială pe Domnul nostru și promisiunile sale, we begin to change. Începem să ne schimbăm. When we challenge and question our doctrines. Când punem la întrebare doctrinele noastre. Until our lifestyles change. Până când viețile noastre personale se schimbă. And not for the better. Și nu pentru bine, ci pentru rău. So keeping with 2 Peter chapter 3. Stând în 2 Petru capitolul 3. Let's look at verse 14. Haideți să ne uităm la versetul 14. To compare them. Să le comparăm. Here we find a distinct difference. Aici găsim o diferență distinctă. Instead of doubting whilst waiting. În loc de a îndoi în timp ce așteptăm. The second group. Al doilea grup. It says of them. Spune despre ei. Wherefore beloved. De aceea, prea iubiților, seeing that ye look for such things, fiindcă așteptați aceste lucruri, be diligent, siliți-vă, that ye may be found in him, să fiți găsiți înaintea lui, in peace, fără prihană, without spot and blameless, fără vină și în pace. And John agrees with this. Ioan este de acord cu aceasta. In 1 John 3 and verse 3. În 1 Ioan 3 cu 3. And everyone who has this hope in him. Și oricine care are această speranță în el. Purifies himself even as he is pure. Se purifică cum el este pur. Sau se curăță cum el este curat. In fact. De fapt. Let's read verse 2 first. Haideți să citim versetul 2 înainte. Beloved, now are we the sons of God. Iubiților, acum noi fii ai Domnului. And it does not yet appear what we shall be. Și nu spune ce ar trebui noi să fim încă. But we know that. Dar știm. When he shall appear. Când el se va arăta. We shall be like him. Noi vom fi ca el. For we shall see him. As he is. Pentru că noi îl vom vedea cum este el. Here we are told. Aici ni se spune. Cling on to that hope of Jesus soon return. Ține-te legat de speranța revenirii lui. Because. Pentru că. When it will happen. Când se va întâmpla. And in the time up to that, leading up to that. Și în timpul care va duce la aceasta. They purify themselves even as Jesus is pure. They use the time properly. Ei se vor curăța cum Isus este curat. Vor folosi timpul corect. To prepare for Jesus' return. Să se pregătească pentru revenirea lui Isus. Instead of falling into bad habits. În loc să cădem în aceste păcate sau
lucruri ieftine, letting our faith grow dim, lăsând credința noastră să scadă, and our practice become feeble, și lucrurile noastre care le facem să devină slabe, they keep the hope bright. Țină speranța, they keep the hope bright. By feeding, țin speranța mare, au speranță mare. By feeding it with Bible study. Hrănind-o cu studii biblice sau studiul Bibliei. And prayer. Și rugăciune. Prayer is us speaking to God. Rugăciunea este când noi vorbim cu Dumnezeu. Bible study is God speaking to us. Studiul biblic este când Domnul ne vorbește nouă. Can we really afford to do without either of these? Putem noi să mergem fără vreuna dintre acestea? No, not in the waiting time. Nu, nu în timpul din urmă, timpul așteptării. Jesus' own words, he says in John 1:1-3. Cuvintele lui Iisus din Ioan 1:1-3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Să nu ți se tulbure inima. Cei care credeți în Domnul, să credeți și în mine. In my father's house are many mansions. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. If it were not so, I would have told you. Dacă nu ar fi fost așa, eu v-aș fi spus. I go to prepare a place for you. Mă duc să vă pregătesc un loc. And if I go and prepare a place for you, și dacă mă duc să vă pregătesc un loc, I will come again. Eu voi veni din nou. And receive you unto myself. Și te voi primi pe tine. That where I am. Ca tu acolo unde sunt eu, there ye may be also. Să fii și tu. In Revelation 22 and verse 12, Jesus again speaks. Apocalipsa 22:12, Iisus iarăși vorbește. Of his second coming. Despre a doua venire. And behold, I come quickly. 22:12. Uh-huh. Iată, eu vin curând. And my reward is with me. Și răsplata mea este cu mine. To give every man according as his work shall be. Ca să dau fiecăruia după fapta lui. And then right at the very end of the Bible, apoi, in verse 20, chiar la sfârșitul Bibliei, în versetul 20, Jesus emphasizes this point. Iisus subliniază acest punct. Surely I come quickly, he says. Da, eu vin curând, spune. These words of Jesus are not empty. Aceste cuvinte la Iisus, al lui Iisus, nu sunt goale. Rather, they nourish our faith. Ele ne hrănesc credința noastră. In the blessed hope. În speranța sfântă. That Jesus really is coming soon. Că Iisus va veni într-adevăr curând. Brothers and sisters. Frați și surori. I believe we are in great danger. Cred că suntem într-un pericol mare. Should we as individuals. Dacă noi ca indivizi. Or as a church. Sau ca o biserică. Ever stop believing in the soon coming of Jesus. Ne oprim în a crede revenirea lui Iisus. Not least because our name is Adventists. Nu numai că numele nostru este Adventist. Adventiști, adică așteptători. As Jesus said in Revelation 22:12. Cum a spus Iisus în Apocalipsa 22:12. He comes with his reward. El vine cu răsplata sa. To give every man according as his work shall be. Să dea fiecăruia după fapta lui. This implies a sifting work. Asta trebuie să ne îndemne la o muncă puternică. So that to make sure that people get their right reward. Să ne asigurăm că noi primim răsplata promisă. Amos 9 and verse 9. Amos 9:9. Emphasizes this very point. Subliniază acest punct. And I will sift the house of Israel. Și zice așa, căci iată voi porunci și voi vântura casa lui Israel. Jesus also speaks of this. Iisus de asemenea vorbește despre aceasta. Matthew 25 and verse 32. În Matei 25:22.
And he shall separate them one from another. Și el îi va separa unul de alții. As a shepherd divideth his sheep from the goats. Exact ca și un păstor separă oile de capre. Matthew 25 and verse 5. Matei 25 cu versetul 5. Gives another illustration. Mai dă o altă ilustrație. But while the bridegroom was delayed, fiindcă mirele zăbovea, they all slumbered and slept. Au ațipit, toate au adormit. Indicating that God's people, indicând că copiii Domnului sau oamenii Domnului, will get tired and weary of waiting. Vor fi obosiți și plictisiți de așteptare. How carefully then? Cu cât de multă atenție atunci? We must remember Jesus' words. Trebuie să ținem minte cuvintele lui Isus. In Matthew 24:13. Din Matei 24:13. But he who endures to the end, the same shall be saved. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Spune. Timothy says in 2 Timothy 4:8. Timotei spune în 2 Timotei 4:8. But only those who love his appearing. Că cei care așteaptă venirea lui will survive that period which appears to be delay. Vor supraviețui această perioadă care pare să fie o perioadă de întârziere. John in Revelation 14:12. Ioan Apocalipsa 14:12. Speaks about the testing of the patience of the saints. Vorbește despre răbdarea sfinților. He says, "Here is the patience of the saints." Spune, aici este răbdarea sfinților. Here are they that keep the commandments. Care păzesc poruncile lui Dumnezeu. And have the faith of Jesus. Și au credința lui Isus. In fact, twice that phrase. De fapt, de două ori acea frază. Patience of the saints is mentioned twice in Revelation. Răbdarea sfinților este menționată de două ori în capitolul Apocalipsei. I sadly remember those who once worshipped with us. Cu tristețe mi amintesc pe cei care se închinau odinioară cu noi. But they seem to have lost heart. Ei se pare că au pierdut din puterea lor sau. And have thrown in the towel. Și au aruncat prosopul. Their patience. Au renunțat. Răbdarea lor. Being spent. S-a petrecut sau s-a răbdarea lor s-a cheltuit toată. Au rămas fără răbdare. I know over 50 people. Știu peste 50 de oameni. Who used to worship with us. Care se închinau aici cu noi în această sală. But now no longer do. Și acum nu se mai închină. For those of us who may be finding the going gets tough. Pentru cei care găsiți că această alergare este grea. Paul admonishes us. Pavel ne avertizează. In Galatians 6:9. În Galateni 6:9. And let us not grow weary in well doing, he says. Zice să nu obosim în facerea binelui. For in due season. Căci la vremea potrivită. We shall reap if we faint not. Vom secera dacă nu cădem de oboseală. Paul is encouraging us. Pavel ne încurajează. Persevere. Perseverență. Crack on with your faith. Continuă cu credința ta. Your good works. Munca ta cea bună. And do not be discouraged. Și nu fi descurajat. These words complement the author of Proverbs. Aceste cuvinte îl complementează pe autorul proverbelor. Proverbs 24:6. Proverbe 24:6. For a just man falleth 7 times. For a just man falleth 7 times and riseth up again. Da, dar nu-i proverbe 24:6, aia ziceam. But the wicked fall into mischief. You see, the righteous man does not stay down. Cel înțelept nu stă jos. He keeps getting up. Se ridică de fiecare dată. By the grace of God. Prin harul Domnului. Paul also adds these words. Pavel de asemenea are aceste cuvinte. In Philippians 3. În Filipeni 3. 13 and 14. 13 cu 14. He says, "But this one thing I do." Dar acest lucru îl fac.
forgetting those things which are behind. Uitând ce este în urma mea. And reaching forth to those things which are before. Și aruncându-mă drept spre ce este înainte. I press toward the mark. Alerg spre țintă. For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. To the Seventh-day Adventist Church. Către Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Has been given the final call to this wicked world. I s-a dat ultima chemare acestei lumi pierdute. It's called the Three Angels' Messages. Este numit mesajul celor trei îngeri. It's a precious and solemn message. Este un mesaj solemn. Now more than ever. Acum mai mult ca oricând. We must not lose our moorings. Nu trebuie să ne pierdem speranța. We are in the last stretch of time. Suntem pe ultima sută de metri al timpului. We only have to watch the daily news bulletins. Trebuie să vedem numai știrile zilnice. This is no time to fall from grace. Acum nu este timpul să cădem de la har. Or have our record read like that of one of Paul's associates. Să avem de asemenea un trecut ca celor care erau pe lângă Pavel. 2 Timothy 4 and verse 10. 2 Timotei 4 cu 10. Demas hath forsaken me. Căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Having loved this present world. Că a iubit această lume prezentă. Previously, Demas had been a co-worker with Paul. Înainte, Dima era un muncitor împreună cu Pavel. In Philemon verse 24, it says. În Filimon 24, spune. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. Muncitorii care au fost menționați aici, din care era și Dima. How tragic. Cât de tragic. That Demas finally chose to throw in his lot. Că Dima a ales să renunțe. With this present world. Și să se alăture lumii prezente. The question we have to answer. Întrebarea ce trebuie să răspundem. Is who are we following? Pe cine urmăm noi? Do we love this present world as did Demas? Iubim noi lumea această prezentă cum a iubit-o Dima? Are we following Demas? Îl urmăm noi pe Dima? Or are we following Paul? Sau îl urmăm noi pe Pavel? Because it's one or the other. Căci ori e una, ori e cealaltă. Luke 17:26. Luca 17 cu 26. Says, and as it was in the days of Noah. Și cum a fost în zilele lui Noe? So shall it be also in the days of the Son of Man. Se va întâmpla la fel în zilele Fiului Omului. In Noah's day many helped Noah build the ark. În zilele acelea mulți l-au ajutat pe Noe să construiască arca. But as the years rolled by. Dar cum au trecut anii? And the predicted flood did not come. Și această furtună care s-a prezis nu venea. They joined the ranks of the scoffers. And the mockers. Ei s-au alăturat bajocoritorilor. 120 years was far too long for them to wait. 120 de ani a fost prea mult pentru ei să aștepte. The delay as they saw it. Întârzierea cum au văzut-o ei. Eroded their faith. Le-a erodat credința. And they turned their backs on God. Și și-au întors spatele lui Dumnezeu. Slowly but surely. Încet, dar sigur, they left one by one, au plecat unul câte unul, until only 8 believers were left. Până când 8 credincioși au rămas. These were the faithful remnant. Aceștia au fost rămășița credincioasă. It reminds me of the words of Ecclesiastes. Îmi reamintește din cuvintele din Ecleziastul. 8 and verse 11. 8:11. Because the sentence against an evil work is not executed speedily. Pentru ca să nu se aducă repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Therefore the heart of the sons of men. De aceea este plină inima fiilor oamenilor.
is fully setting them to do evil. De dorință să facă rău. Peter speaks of the flood like this. Petru vorbește de asemenea. 2 Peter 3 verses 3 to 6. De la 3 la 6. Knowing this first. Înainte de toate, that there shall come in the last days, să știți că în zile din urmă vor veni, scoffers walking after their own lusts, batjocoritori plini de batjocuri, and saying, care vor trăi după poftele lor și spunând, where is the promise of his coming? Unde este promisiunea venirii lui? For since the fathers fell asleep, căci de când au adormit părinții noștri, all things continue as they were from the beginning of creation. Toate lucrurile rămân așa cum erau de la începutul zidirii. For this they willingly are ignorant of. Pentru aceasta ei ignoră cu bună știință aceste lucruri. That by the word of God the heavens were of old. Biblia ne spune clar. And the earth standing out of the water. Că cerul este sus. Pământul a ieșit dintre ape and in the water, și este și în apă, whereby the world that then was, unde lumea care a fost atunci, being overflowed with water, s-a umplut de ape, perished, a murit. All the millions of people, toate milioanele de oameni, who had been warned repeatedly, care au fost avertizați repetitiv, for 120 years. Pentru 120 de ani. Had an escape route made for them in the ark. A avut un loc pregătit în arcă. But they got fed up with the wait. Dar s-a săturat de așteptare. They got fed up with the same old sermon. S-au săturat de aceeași predică în șir. The flood is coming. Această furtună va veni. Sad to say, este trist să spunem, the waiting game was not for them and so they were drowned. Jocul de așteptare nu a fost pentru ei, așadar ei au fost înghițiți de ape. Not only did they lose their life here, nu numai că și-au pierdut viața ei aici pe pământ, they lost their eternal life as well. Și-au pierdut și ei viața veșnică de asemenea. Or because they didn't have any patience. Sau pentru că nu au avut deloc răbdare. They did not have the patience of the saints. Nu au avut răbdarea sfinților. Today. Astăzi. Even many Christians. Chiar și mulți creștini. Don't believe in the flood. Nu cred în această ce a fost potop, în potopul cu apă. In fact, they don't believe in the first 11 chapters of Genesis. De fapt, nu cred în primele 11 capitole din Geneza. They speak as if it's a myth. Vorbesc de parcă ar fi un mit. But you see, they are doubting God's word. Dar vedeți, ei pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. And what Jesus himself said. Și ce a spus Iisus însuși. Luke 17:22. Luca 17:22. Jesus himself said this. Iisus însuși a spus acest lucru. They did eat, they drank, they married. Ei beau, se căsătoreau, mâncau. Until the day Noah entered the ark. Până în ziua când a intrat Noe în arcă. And the flood came. Și potopul a venit, sau furtuna. Jesus believed and taught the flood. Iisus a crezut și a vorbit despre acest potop. And another thing. Și un alt lucru. Imagine the ark with its door open to receive all who would choose to enter. Imaginează-ți arca cu ușa deschisă pentru oricine vrea să intre în ea. The animals of each kind. Animalele de fiecare fel. Walked in two by two. Au intrat două câte două. Male and female into the ark. Bărbați și femei în arcă. The birds. Păsările. The beasts and creeping things. Lucrurile de pe pământ, șerpi și alte lucruri. All made their way into the ark. Toate și-au făcut drumul în arcă. They hadn't understood anything of Noah's sermons. Ei nu au înțeles nimic despre predica lui Noe. All the creatures with much smaller brains. Toate creaturile mai mici, în mărime,
than the people. Ca oamenii mai mari. Made sure that they were in the ark. S-au asigurat că ele sunt în arca lui Noe. I wonder what went through the minds of the people as they saw the animals and all the creatures make their way into the ark. Mă gândesc ce era în mintea oamenilor când vedeau aceste animale intrând de unele singure în arca lui Noe. Surely it must have made them think. Cu sigur i-a pus pe întrebări, și-au pus niște întrebări. That something unusual is going on here. Că ceva nemai întâlnit se întâmplă aici. That I'd better get on board too. Că poate ar fi mai bine să merg și eu acolo, să urc pe barcă. But no. Dar nu. And so it is today. La fel este și astăzi. People are ignoring all the signs and warnings. Oamenii ignoră toate semnele și avertizmentele. But concern themselves only with the daily business. Și își fac griji numai de lucrurile pământești, lucrurile zilnice. But just as in the days of Noah, la fel ca și în zilele lui Noe, the flood came, furtuna și potopul au venit, it was a catastrophic disaster, a fost un dezastru catastrofic, that waiting time, the 120 years given, was given in God's mercy, acei 120 de ani s-a dat din cauza îndurării Domnului, for as many people as possible to be saved. Ca să poate să fie salvat cât mai mulți oameni. And 2 Peter 3 confirms this. 2 Petru 3 confirmă acest lucru. In verses 8 and 9. În versetul 8 și 9. But beloved, dar prea iubiților, be not ignorant of this one thing. Nu fiți ignoranți de acest lucru. Nu fiți nepăsători de acest lucru. That one day is with the Lord as 1,000 years. Că o zi cu Domnul este ca 1,000 de ani. And 1,000 years as one day. Și 1,000 de ani ca o zi. Verse 9 says. Versetul 9 spune. The Lord is not slack concerning his promise. Domnul nu este încet în a-și împlini poruncile, își împlini făgăduințele. As some men count slackness. Cum unii oameni cred acest lucru. But is long suffering. Ci este îndelung răbdător. To us ward, not willing that any should perish. Ca niciunul să nu piară. But that all should come to repentance. Ci toți să vină la pocăință. Are o îndelungă răbdare. In Ezekiel 18:23. În Ezechiel 18:23. God raises this question. Dumnezeu pune această întrebare. Have I any pleasure at all that the wicked should die? Saith the Lord God. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. And not that he should return from his ways and live. Nu doresc eu mai degrabă că el se întoarcă de pe cărările lui și să trăiască, de pe căile lui și să trăiască. Verses 31 and 32. 31-32. He again emphasizes this point. Subliniază de asemenea acest punct. For why will ye die, O house of Israel? De ce tu să mori, casa lui Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth. Pentru că nu am nicio plăcere în cel care moare. Wherefore turn yourselves and live ye. Lepădați-vă voi de fărădelegile voastre de care ați păcătuit și trăiți. How important a lesson it is for us to learn to wait upon the Lord. Ce importantă lecție este ca noi să învățăm să așteptăm pe Domnul. So many people today seem to have lost their Christian bearings. Atâția oameni în ziua de azi se pare că și-au pierdut rădăcinile creștine. God's timetable doesn't synchronize with theirs. Timpul Domnului nu se sincronizează cu timpul lor personal de pe agendă. Today people want God on their own terms. Dumnezeu, oamenii astăzi îl vor pe Dumnezeu după placul lor. And so impose their own ideas. Și dar își impun ideile lor proprii. And what the church should be and do for them. Despre cum ar trebui să fie biserica și ce ar trebui să facă pentru ei. Materialism plays a huge part. Materialismul joacă un rol important. Accumulating stuff is all consuming. Acumulând avuții este un consumator de timp. And keeping up with modern trends is seen as a necessity.
Și să ne ținem la pas cu moda este o necesitate. We are warned against bringing worldly ideas into God's church. Suntem avertizați împotriva aducerii gândurilor lumești sau ideilor lumești în biserică. 1 Corinthians 3:19. For the wisdom of this world is foolishness with God. Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunia înaintea lui Dumnezeu. Verse 20. Versetul 20. And again the Lord knoweth the thoughts of the wise. Și iarăși Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. That they are vain. Știe că sunt deșarte. Imagine. Imaginează-ți. The words of the wise are vain in the eyes of God. Cuvântul oamenilor înțelepți. And James is even stronger on this point. Și Iacov e puternic de asemenea în acest punct. He says, El spune, Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Nu știi tu că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. De aceea cine este prieten cu lumea este dușman cu Domnul. Brethren, frați, when we import worldly ideas and practices into the church. Când noi aducem idei lumești și fapte lumești din lume în biserică, we export the truth of God. Noi exportăm adevărul lui Dumnezeu. The two do not fit together. Aceste două lucruri nu se potrivesc împreună. Out with the old and on with the new is an easy and popular saying. Afară cu lucrurile vechi, înainte cu lucrurile noi este o vorbă populară. But when it comes to God's word. Dar când vine la cuvânt, când se ajunge la cuvântul Domnului. God says. Dumnezeu spune. I am the Lord, I change not. Eu sunt Domnul și nu mă schimb. And James 1:17 also says. Iacov 1:17 de asemenea spune. Every good and every perfect gift is from above. Toate lucrurile bune și perfecte sunt de sus. And cometh down from the Father of lights. Și vin de la Domnul luminii. With whom is no variableness, neither shadow. În care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Jesus only had the Old Testament. Iisus tot ce a avut a fost Vechiul Testament. On the road to Emmaus, the two disciples were caught up in conversation. În drumul către Emaus, cei doi apostoli au fost prinși într-o conversație. When Jesus met up with them. Când Iisus s-a întâlnit cu ei. They said to him. Ei i-au spus. Luke 24:21. Luca 24:21. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. Noi tregem nădejdea că el este acela care ne va izbăvi pe Israel. Versetul 25. Jesus replied. Iisus le-a răspuns. O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. And verse 27. Versetul 27. And beginning at Moses and all of the prophets. Și a început de la Moise și de la toți prorocii. He expounded unto them. Și le-a tâlcuit în toate scripturile. In all the scriptures. În toate scripturile. The things concerning himself. Ce era cu privire la el. Delay tends to leave a vacuum. Întârzierea pare să lase un vacuum. That is filled with something. Care este umplut cu ceva. Either with faith, patience and obedience. Fie cu credință, răbdare și ascultare. Or the opposite. Sau opusul acesteia. Exodus 32:1 aptly demonstrates this point. Exod 32:1 demonstrează acest punct. Moses had gone up Mount Zion. Moise a mers pe muntele Sion. To commune with God. Să intră în comuniune cu Dumnezeu.
The people felt that 40 days and 40 nights was too long to wait. Oamenii au crezut că 40 de zile și 4 nopți este prea mult să aștepte. So they pressed Aaron. Așadar au continuat. Come, make us gods that shall go before us. Haide să ne facem Dumnezei înaintea noastră. As for this Moses, căci despre acest Moise, the man who brought us up out of the land of Egypt, omul care ne-a scos din țara Egiptului, we wot not what has become of him. Nu știm ce s-a făcut cu el. So promptly, Aaron the high priest, așadar rapid preotul cel înalt Aaron, followed their lead and made them a golden calf. Le-a răspuns după cerințele lor și le-a făcut un vițel de aur. Thus reintroducing idolatry, așadar reintroducând idolatria, to God's people, oamenilor lui Dumnezeu, the church in the wilderness, biserica din sălbăticie. Exodus 32:4 tells us, Exodul 32:4 ne spune, and Aaron made it a molten calf. El a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. These be thy gods, O Israel, which brought us up out of the land of Egypt, they said. Și ei i-au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. And Aaron did not contradict them. Și Aaron nu i-a contrazis. Instead, he built an altar. Dar în loc de asta, el a construit un altar. And then told them that tomorrow is a feast unto the Lord. Și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Verse 6 tells us. Versetul 6 ne spune. And they rose up early on the morrow. A doua zi s-au sculat dis de dimineață. Offered burnt offerings. Și au adus arderi de tot. And the people sat down to eat. Jertfe de mulțumire și poporul a așezut și a mâncat. And drink and rose up to play. Și au băut și apoi s-au sculat să joace. Their false worship. Închinarea lor falsă. Their idol worship. Închinarea la idoli. Had involved potluck. Au implicat o masă. And then they rose up to play. Și apoi s-au ridicat să danseze sau să joace. And their play was some playtime. Și joaca lor a fost un fel de joacă ca lumea. Verse 18 mentions that they were singing. Versetul 18 menționează că ei cântau. Verse 19 that they were dancing. Versetul 19 că dansau. And verse 25 that they were naked. Și versetul 25 că erau fără haine. Little wonder. Puțină minune. That verse 22 says. Că versetul 22 spune. That they were set on mischief. Că erau puși pe rele. Verse 7. Versetul 7. God said that they had corrupted themselves. Spune că ei s-au corupt. Au fost corupți. And verse 28 tells us. Versetul 28 ne spune. That day 3000 men fell. 3000 de oameni în ziua aceea din popor au murit. It was a very costly episode. A fost un episod foarte care a costat mult. When they worship God according to their own ideas. Când s-au închinat Domnului după ideile lor proprii. As we wait for Jesus to come. Așadar, cum noi așteptăm de pe Iisus să revină? Do we worship God according to his word? Ne grăbim după cuvântul Domnului? Or do we follow our own? Sau ascultăm de Domnul sau ne facem după pofta noastră? And one of the big issues for them as for us is reverence in God's house. Și unul dintre marile probleme este reverența în casa sa, casa lui. Leviticus 19 and verse 30. Levitic 19:30 says, "Ye shall keep my sabbaths." Să păstrați sabatele mele. And reverence my sanctuary. Și reverență în sanctuarul meu. By whose authority? Prin ce autoritate? He says, "I am the Lord." Eu sunt Domnul. Notice how Sabbath observance is linked with reverence my sanctuary. Vedeți, observați cum închinarea în sabat este legată direct de reverența sanctuarului.
The two go hand in hand. Ele merg mână în mână. If we don't reverence God's sanctuary, dacă nu avem reverență în sanctuarul Domnului, we're not keeping God's Sabbath. Nu ținem sabatul Domnului. When we are at church, când suntem la biserică, it is a sacred space. Este un loc sacru. Where God comes to meet with us. Când Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi. The high and holy God. Dumnezeul cel sfânt și mare. Who inhabits eternity. Care locuiește în eternitate. Whose name is holy. A cărui nume este sfânt. Yet we seem to think it is acceptable. Noi credem că este acceptabil. To keep walking in and out of the sanctuary. Să intrăm și să ieșim din sanctuar. We must remember. Trebuie să ținem minte. That we set examples to our children. Că noi punem exemple pentru copiii noștri. And that worship is most important. Și că închinarea este foarte importantă. Having a casual approach is not good enough. Având o comportare normală nu este destul. God is never casual. Dumnezeu nu este tot timp, nu este. He is exact. Dumnezeu este exact. El nu este obișnuit. Reverence was certainly not part of the golden calf worship ceremony. Reverența clar nu a fost o închinare la mielul cel de aur, la vițelul de aur. There was such a commotion, Joshua thought it was the sound of war. Era așa o mișcare care Iosua a crezut că sunt sunete de război. Yes, the people had grown weary of waiting. Oamenii s-au săturat de așteptare. And had become careless and carefree. Și au devenit fără nicio, nu mai credeau în nimic. Jesus says in Revelation 3. Iisus spune în Apocalipsa 3. Verses 14 to 22. 14 cu 22. That the church in the last days is the Laodicean church. Că biserica din zilele din urmă este biserica din Laodicea. It's lukewarm. Este căldicică. It's neither cold nor hot. Nici rece, nici înclocot. It's something and nothing. Este ceva și nimic. And just as the Israelites were naked. Și exact cum izraeliții erau fără haine, dezbrăcați. Revelation 3 and verse 8. Apocalipsa 3 cu 8 spune. Jesus talks about the same thing. Despre același lucru. He talks about the shame of our nakedness. Despre rușinea rușinea goliciunii noastre. And verse 17 he says. Versetul 17 spune. That we know us not that we are wretched and miserable and poor and blind and naked. Nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Jesus does not paint a pretty picture of us. Iisus nu a desenat o imagine foarte bună despre noi. In these verses. În aceste versete. Jesus rebukes us. Iisus ne ceartă. But with his tender touch. Dar cu atingerea lui delicată. Verse 19 Jesus says. Versetul 19 Iisus spune. As many as I love, I rebuke and chasten. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. And then he pleads. Și apoi el spune. Be zealous therefore and repent. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. As always. Our lovely, gentle Jesus. Iubitul nostru, gentilul nostru Iisus. Doesn't leave us without hope. Nu ne lasă fără speranță. Or a remedy for our condition. Sau un remediu pentru condiția în care ne aflăm. You see, Jesus is the answer to our deepest needs. Iisus este răspunsul la cele mai mari nevoi ale noastre. He lifts us up when we fall. El ne ridică când cădem. He encourages us through our struggles. Ne încurajează în luptele noastre. He strengthens us when we're weary. Ne dă putere când suntem slăbiți. In short, he never lets us down. În scurt, nu ne lasă, nu ne părăsește niciodată. And if we allow him. Și dacă îi permitem.
and cooperate with him. Și cooperăm cu el. He will save us when he comes again. El ne va salva când va veni din nou. Why would we allow ourselves to fall at the last hurdle, brethren? De ce ne-am permite să cădem noi la ultimul gard? And not be fully prepared for when he comes. Să nu fim pregătiți când el va reveni. Because Jesus is coming, ready or not. Pentru că Iisus va veni, fie că ești pregătit sau nu. So let us manage our time properly. Așadar, haide să ne manageriem timpul nostru cum trebuie. By seeking an up close and personal relationship with Jesus. În a căuta o relație apropiată și personală cu Iisus. Putting him first in our lives. Punându-l primul în viețile noastre. Following in his footsteps. Urmând în pașii săi. So that this seeming delay in his return will have been profitable to us. Ca această întârziere în revenirea lui să ne fie profitabilă. God has given us time to prepare fully. Dumnezeu ne dă timp să ne pregătim. And then if we do, și apoi dacă nu ne pregătim, at his second advent, la a doua venire, we can say, putem să spunem, in Isaiah 25, ca în Isaia 25, verse 9, versetul 9, lo, this is our God. Acesta este Dumnezeul nostru. We have waited for him. Am așteptat pentru el. And he will save us. Și el ne va salva. This is the Lord. Acesta este Domnul. We have waited for him. Noi am așteptat pentru el sau în care ne încredem. And we will be glad and rejoice. Acum să ne veselim. In his salvation. Și să ne bucurăm de mântuirea lui. The waiting will then be over. Așteptarea va fi luat sfârșit. We shall then see Jesus face to face. Și apoi îl vom vedea pe Iisus față în față. Amen. Amin.